În pragul uneia dintre cele mai mari sărbători creștin-ortodoxe, corala preoților Episcopiei Slatinei și Romanaților a oferit credincioșilor un concert extraordinar de colinde. La fel ca anul trecut, seara a fost deschisă cu melodia O ce veste minunată, urmată de alte cântări aproape dumnezeiești. Dacă fiecare zi Crăciunul ar veni, ce bucurie ar fi! Dacă fiecare zi Crăciunul ar veni, mai buni poate am fi, ce bucurie ar fi! Alături de corala preoților a cântat și corul Voces Primavera, ai cărui membrii s-au transformat pentru câteva zeci de minute în vestitori ai nașterii Domnului. Și cum Crăciunul înseamnă mai mult decât goana prin supermarketuri după cumpărături și zile libere de la serviciu, Preasfințitul Părinte Sebastian i-a îndemnat pe cei prezenți să petreacă sărbătoarea nașterii Domnului creștinește. Prin cuvântul întrupat, Dumnezeu ne-a învățat cum să trăim Crăciunul, cum să trăim sărbătorile, cum să ne pregătim de sfintele sărbători. Acest îndemn, dragii mei, aș vrea să vi-l dau în seara aceasta. Nu-l privatizați pe Dumnezeu. Ca nu cumva să nu se privatizeze El de noi și să ne primeze El pe noi de harul Său și de adevărata bucurie specifică acestor sărbători. Concertul integral poate fi urmărit la Olt TV în zilele de Crăciun.